Îi mulțumim Gențianei prea plecați. Dragi prieteni, așa era și pe vremuri la televizor. Când vorbeau șefii sau șeful la vremea respectivă, tăceau chitările sau mandolinele sau ce era. În general, stăteam și ascultam să se termine telejurnalul ăla de noapte, eventual ca să mai prindem ceva. Uneori știi că ele se și uneau. Dacă erau evenimente de genul ăsta, sigur, transpuse la realitatea de atunci, că evident că nu erau miniștri validați la modul ăsta pe vremea respectivă, ăsta nu era un eveniment, nu exista o presă care să speculeze așa ceva, dar erau ședințe de alea de partid, de comitet central, PCR, nu știu ce, se întindea jurnalul de la 8 până peste ăla de la 10 și atunci sigur că tot ce scria în program, muzică populară, cântece revoluționare, vreun serial din RDG, ce mai era, totul se decala, se reprograma la o dată ulterioară. Așa și aici noi stăteam cu tragerea la sorți a meciurilor de baraj în zona Europei pentru campionatul mondial, stăteam cu meciurile în față să termine Liviu Dragnea prostiile pe care avea să le spună. Iată așadar care sunt meciurile stabilite astăzi la Zürich, barajul european, partide programate în luna noiembrie, Irlanda de Nord, Elveția, Croația, Grecia, Danemarca, Irlanda și Suedia, Italia. Acum puteți da seama, așa arată meciurile, dublele confruntări, pentru că meciurile sunt tur-retur. Capii de serie n-au fost neapărat protejați în sensul în care să joace returul acasă. Din echipele cap de serie, doar Elveția și Italia vor juca returul pe teren propriu. Croația și Danemarca se vor deplasa la Atena și respectiv la Dublin pentru partidele retur. Inedit, Dane, Irlanda de Nord, Elveția. Nu țin minte ca cele două echipe să se fi întâlnit vreodată. Croația, Grecia, nu este un meci inedit, asta este limpede, dar lasă ceva speranțe grecilor pentru retur, mai ales că acesta va fi la ei. Danemarca, Irlanda, două echipe împotmolite, așa, nu joacă un fotbal de mare calitate. Poate totuși vom scăpa de Republica Irlanda și nu va participa la campionatul mondial, ceea ce ar fi un câștig pentru toată lumea. Și Suedia, Italia, anunța marele hit. Chiar dacă italienii n-au mai jucat nimic de 4 meciuri, sunt o națională foarte slabă în momentul de față. Bine, cred că italienii și-au și calculat pașii oarecum în finalul campaniei, pentru că a fost evident, mai ales după înfrângerea cu Spania 0-3, că vor merge la baraj. Da, acolo au fost lamentabili. Adică chiar lamentabili n-au fost, însă Spania a prins în ziua aceea o formă excepțională. Da. Meciul lui Isco. Și a jucat extrem de consistent atunci, Italia n-a avut șanse. Totuși n-a fost chiar, cum să spun, degeaba pe teren. A evoluat totuși niște parametri decenți, evident favorită cu Suedia la calificare. Eu zic că nu. Eu văd mai degrabă Suedia favorită. Suedia mi s-a părut mai flexibilă, mai dinamică, mai volubilă. Ciuda înfrângerii previzibile în Olanda, dar atenție, ei nu s-au dus acolo să câștige. Pentru ei nu conta acest lucru, că știau că locul întâi nu-l mai pot lua. Ei s-au dus acolo să se califice, deci este o înfrângere pe care nu le putem pune în cârcă. Au blătuit sigur cu Luxemburgul, dar au avut câteva sclipiri în aceste preliminari, sclipiri pe care Italia nu le-a avut. Sigur, dacă iei efectivele, Italia e peste Suedia. Ciro Immobile ăla, dacă a jucat la națională tur-retur, în meciul ăsta singur a trebuit să-i bată, deși suedezii l-au pe Forsberg al tău. Da, adevărat, Forsberg cred că are un început totuși de sezon un pic mai modest și e greu. Suedia nu are foarte multe valori în momentul de față. Greu pentru această națională. E o echipă, se adună în momente de genul ăsta. Eu văd un meci în care Suedia pleacă favorită, îmi pare chiar puțin dacă rău, are returul în deplasare. Îmi pare puțin rău pentru suporterii care probabil nu vor merge la campionatul mondial, pentru că ne-am aminte la Euro cât de haioși au fost unii dintre suporterii. Irlanda de Nord, iată, are șanse să facă loc Elveției, mai suporteri mai reci, mai puțin... Păi vin costumați elvețienii, își pun tot felul de chestii în cap. Ai văzut că fac și ei, chiar dacă nu beau la nivelul irlandezilor. Bine, irlandezii sunt mai haioși, așa, și la fel cei din Republica Irlanda, care joacă cu Danemarca, meci echilibrat. În afară de Suedia-Italia, pe care îl consider cel mai dezechilibrat, ar urma acest Irlanda de Nord, Elveția. Elveția, până la urmă, o echipă deloc spectaculoasă, însă mai meticuloasă decât Irlanda de Nord și cred că asta e vada câștig de cauză. Returul acasă, Elveția a făcut un parcurs perfect în preliminarii.
cu excepția înfrângerii previzibile în Portugalia, da, reușise să câștige acasă cu portughezii, ceea ce net îi garantează statutul de favorită. De altfel, Elveția avea cel mai bun coeficient din cele 8, pentru că preliminarele au mers ceas pentru ei. Despre Croația, Grecia, putem să spunem doar că croații au rezolvat acest baraj în ultima clipă. Nici grecii nu l-au rezolvat cu mult înainte. Croații și-au schimbat antrenorul între ultimele două meciuri, până la urmă, să zicem că le-a ieșit întrucât au câștigat meciul decisiv din Ucraina, care i-a propulsat aici. N-au nimeni rău cu grecii, care n-au mari jucători, sigur, cu excepția notabilă a lui Mitroglou. Mi-a plăcut că un telespectator deja m-a luat. Am văzut. Firesc. Era firesc. Mitrologu îi spunea lui... Da, bineînțeles că îi se poate spune așa. Nu e un jucător de nivel mondial, ați fi în serios. Și noi am râs primii când am văzut ce achiziție a făcut OM. Se poate spune absolut orice despre el. Dar uite că totuși omul, acum după o revenire asta pe tușă mai bine de două luni, a dat în trei meciuri patru boabe. Da, sigur, cu echipe primitive, cu Gibraltarul, cu Cipru, cu Strasbourg. Strasbourg este sub Concordia Chiajna al lui comisarul moldovan. Categorii, dar până la urmă, pe undeva și de asta l-ai luat. Să-ți marcheze goluri în meciurile cu echipele extrem de mici. Toate campionatele mustesc de astfel de echipe. Deci genul ăsta de jucător încă mai are de trăit atâta timp cât nu se face o ligă din aia selectă, unde într-adevăr să joace numai Barosan între ei. Da? Toate campionatele astea au multe ciurucuri. Dacă el reușește să marcheze cu toți amărâții, e suficient. Nu? Noi am mai avut un alt jucător de tipul ăsta, pe Tony Cascarino, în anii 90, care, irlandez de origine italiană, a jucat pentru OM două sezoane, dar numai în Liga a doua, atunci când echipa a fost retrogradată financiar, a marcat 62 de goluri în două sezoane. Din păcate, Tony Cascarino, după care în prima ligă n-a reușit să marcheze pentru OM niciun gol, a jucat puține meciuri, pur și simplu, deși era în aceeași echipă, odată intrat în Liga 1, după două sezoane de purgatoriu Ligii a doua, bă, fundașii din Liga 1 parcă erau alții. N-a mai reușit Tony să facă nimic, era și trecut, evident, avea 35 de ani la vremea respectivă. Deci cu ăsta ar putea fi asemuit mitrologul ăsta. Mergeați, dacă Steaua l-ar avea pe el și nu pe Alibec, eu spun că nu s-ar pune problema câștigării campionatului. Da. Da. Din ce am înțeles, Steaua nu se deplasează în Israel cu Alibec, ceea ce e un semn bun. Încă n-au apărut cotele pentru această tragere la sorți de astăzi. Chiar mă uitam acum să văd dacă avem vreo primă informație în sensul ăsta. Dar o să-i anunțăm pe telespectatori. Poate chiar diseară. Imediat ce apare, exact. Pe miezul nopții ai timpul necesar. Dane, deci Irlanda de Nord, Elveția, Croația, Grecia, Danemarca, Irlanda și Suedia, Italia. Meciurile n-au fost nici măcar stabilite ca dată. Să nu rămânem datori, ele se desfășoară între 9 și 11 noiembrie, prima manșă. Știi ce te-aș întreba, Radu? Cum crezi că ar fi arătat numele României acolo, în lista asta, în locul oricăreia dintre ele? Pe noi ar fi trebuit să fim unde? Nu știu, te întreb dacă ar fi fost la locul ei. Sigur că nu eram cap de serie, în locul Danemarcei am fi fost, atunci se schimba lista capilor de serie. Ți s-ar fi părut la locul lui un astfel de scenariu? Să fi fost acolo? Da. Da, pentru că noi nu avem ce să căutăm. Nu zic că toate echipele astea ne-ar surclasa, dar niciuna nu e mai slabă decât România. Cam poate ar zice unii Irlanda de Nord. Irlanda de Nord am întâlnit-o în preliminarele trecute și am văzut cam că... am bătut acasă și am făcut egal acolo. Sau deci le-am luat 4 puncte. Făcut egal acasă, 2-2, când a dat PAP. Nu, 2-0 a fost acasă. 2-0? PAP 2-0. Și am făcut 0-0 acolo, 4 puncte le-am luat. Ei ne bătuseră pe vremea lui Mircea Lucescu. Atunci ne-au tras-o, tur-retur, Irlanda de Nord, România, știi că ne-am uitat noi. 0-1 ăla de la București, da, mi-aduc aminte, de 3 ori de pe linia porții. M-au avut oreion. Ne-au bătut acolo cu Whiteside la ei. În fine, hai să zicem, deci românul, nefiind un foarte bun cunoscător de fotbal, evident vorbesc aici de masele largi, nu de cei care ne fac nouă critica pe internet, ăia sunt foarte buni. Da, vorbesc în general la masa largă de... Așa s-ar fi spus. Nu suntem sub Irlanda de Nord. Restul echipelor, nu prea poți să zici că aveam loc acolo. Păi de ce să fim? Danemarca, până la urmă, ne-a ciugulit în preliminariile astea, chiar dacă nu ne-a bătut în dublă manșă.
Dar noi n-am fost niciun moment, niciun moment, îți reamintesc, în măsură de a viza locul 2. Da? Noi dacă ne băteam la ceva, era maximum locul 3, pe care nu l-am prins nici pe ăla. Ne-a făcut și Muntenegru. Cum să ne ducem la așa ceva? S-ar fi zis că nici Grecia, păi Grecia l-a făcut pe Victor Pițurcă, Harcea, Pacea. Da, ce am aminte barajul trecut, corect. Și chiar cu mitrologul ăsta, care, absolut, care la, ne-a i-a dat lui Pițurcă ca la fasole, și acolo și aici. Așa că e diferență mare, evident că locul nostru da, este acasă. Cam așa mă gândesc și eu, din păcate, dar uite, pentru campania următoare de calificare la Euro, s-ar putea ca lucrurile să stea ceva mai bine. Și mă uitam, au apărut prețurile astea de, nu știu dacă ai văzut pagina de media dat astăzi. Am văzut, da. Da? Cu prețurile achizițiile, de achiziție. Da. Și se pare că s-au vândut undeva la 12-14 milioane de euro meciurile din campania de calificare la Euro, plus cele din Liga Europa. Ceea ce s-ar putea, cred eu, așa un calcul făcut înainte de a da banii ăștia, a avut ca rezultat calculul respectiv, probabil o prestație destul de, da, știu, da, încununată cu succes. Am văzut alea cu cricketul și cu... Da, cricketul cea mai mare sumă, 2 miliarde și ceva de... Sunt zero toate aceste sume, sunt absolut ridicole față de ce va urma. Deci este limpede că vom asista la o explozie colosală. 2,14 milioane de euro, o companie de televiziune din India. Dublu se va da de aici înainte pe orice. Pentru că, ți-am spus în date oficiale, de exemplu, Amazon a luat legătura cu Liga Profesionistă franceză. Deci, dincolo de cei trei mari, Canal Plus, beIN Sport, SFR Sport, omenite SFR Sport și de Petrișorul Baie în pagina de media că a câștigat drepturile pentru Premier League în Franța, oferind sume mai mari decât Canal Plus și beIN, sume absolut gigantice ca să transmită Premier League în Franța, deși SFR Sport n-avea nici televiziune de sport. Sigur că după aia și-a făcut. Are o televiziune împărțită acum în multe canale, dar ei nu existau. Da? Sunt un operator de telefonie mobilă și-au făcut televiziune, au cumpărat drepturile din Anglia. Pe, s-a terminat bâlciul ăsta. Deci vin ăștia, Facebook, Amazon, Google, da? Și mai era încă unul. Da, consumul de filme și de sport în momentul de față este o cheia succesului. Yahoo, parcă. Ăștia erau, da? Deci poate... Facebook, Yahoo, Google și Amazon. Da, ăștia posibil... patru giganți, dacă se vor reuni, da? Și ei pot să facă asta, chiar dacă după aia interesele lor, sigur, să răspundesc în mai multe direcții, vor cumpăra absolut tot, indiferent de preț. Deci au luat legătura deja, s-a comunicat oficial asta, scria în echip. Amazon a luat legătura cu Liga Profesionistă de Fotbal ca să tatoneze terenul. Deci odată ce ea s-au băgat, ce importanță are cât mai dă Canal Plus sau beIN Sport? Ea, dacă vor, cumpără toate meciurile pentru 10 ani. Hai nicio spun, problemă, că pot să dea oricât. Să spun ceva ce cifră de avea? Pe Amazon, dacă nu mă înșel eu, este al doilea cel mai mare gigant, da? Ca și firmă la cifră de afaceri la nivel mondial. Ce contează pentru ei că cumpără Liga 1 franceză? Cât e Liga? Acum e sub un miliard, da? Liga 1 franceză e la 725 de milioane de euro pe 3 ani. Păi eu zic direct, 3 miliarde, poftim. Să nu mai se sară de miliard și de 2 miliarde. Și da, vând drepturile astea, atenție, în toate țările lumii. Bineînțeles, ei